Există zeci de familii care nu au condițiile necesare pentru a-și crește copiii și riscă să-i piardă. Însă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului identifică aceste familii și caută sprijin pentru a-i ajuta la rândul lor. Ultimul parteneriat a fost semnat cu Fundația SERA, prin care vor fi reintegrați în familia naturală 50 de copii. În luna august o să începem un parteneriat, care de fapt l-am încheiat în primăvară, știți că am intrat în ședință de Consiliul Județean, cu Fundația SERA. Deci ei au venit spre noi cu o sumă de bani, 52%, Fundația SERA, 48% Consiliul Județean, pentru reintegrare. Și începem, avem în gura Obniței, în Obnița sunt primele familii, unde avem, cred că la gura Obniței sunt 4 copii, la Obnița sunt 7 copii, care sunt cele mai grele cazuri, este vorba de construcție nouă. Și o gândim să o facem modular. Până în prezent au fost identificați 50 de copii aflați în sistemul de protecție socială, iar pentru 20 dintre aceștia s-a realizat evaluarea atât a lor cât și a familiilor din punct de vedere social, psihologic, precum și anchetă socială din care rezultă necesitățile materiale. Practic, familiile vor beneficia de construcții, reabilitarea caselor, igienizare, dar și de alimente și rechizite pentru cei mici. Urmează ca partenerii să vireze suma necesară, iar specialiștii de la protecția copilului vor continua evaluarea. De asemenea, familiile vor fi monitorizate un an de zile cel puțin după finalizarea lucrărilor.